Prefectura Prahova, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului, sunt cu ochii pe poluatorii Ploieștiului. Cel mai nou laborator al APM a fost prezentat astăzi în timp ce înregistra parametrii din zona rafinăriei Vega. Laboratorul este unul performant care poate citi o gamă largă de indicatori specifici rafinăriilor, acestea fiind indicate ca principalele surse de poluare ale Ploieștiului. Acest laborator va fi inclus și el în proiectul nostru de prezentare zilnică a datelor vis-a-vis de poluarea mediului înconjurător. Funcționează ca o stație mobilă, putem să o mutăm oriunde vrem noi și pe lângă indicatorii din 104 care sunt monitorizați și în rețeaua națională, prin punctele fixe de măsură, dioxidul de sulf, oxizii de azot, monoxidul de carbon, pulberile, de particulele în suspensie, fracțiile PM10 și PM2,5, compuși organici volatili și indicatorii de miros, hidrogenul sulfurat și amoniacul. În funcție de viteza vântului și direcția vântului predominantă, noi ne putem da seama de unde a fost acum jumătate de oră, o oră și așa mai departe, sursa de... În zone... Dacă am un calm atmosferic și plafon, atunci este staționară și este mai aproape sursa, deci este în funcție de condițiile atmosferice. Pe site-ul calitateaer.ro, oricine poate urmări în timp real dacă sunt depășiri în privința unor substanțe poluante emise în aer. Din păcate, o perioadă nu au funcționat toate stațiile de monitorizare. Două funcționează în acest... Nu. Două în Ploiești și încă două, unul în Câmpina, unul în Plopeni. Deci patru funcționează. În Ploiești funcționează cel de lângă noi de la Agenția de Mediu și a dat drumul de acum o săptămână, cred că după ce am discutat cu dumneavoastră, cel de la librăria Nichita Stănescu vis-a-vis de partide. În momentul de față, sistemele de achiziție de la stații funcționează toate. Deci PH4, PH5, PH6, PH2, PH1... Sunt într-adevăr analizoare care sunt duse în operațiunile de revizie. Prefectul Emil Drăgănescu spune că săptămâna viitoare va chema reprezentanții tuturor rafinăriilor pentru a stabili un plan de măsuri privind reducerea poluării. Săptămâna viitoare, împreună cu domnul director, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru faptul că răspunde solicitărilor noastre și ale dumneavoastră, săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu mari poluatori, cu reprezentanții principalelor rafinării, vom invita la prefectură, vom analiza rezultatele fiecărei măsurători din ultima perioadă, vom vedea dacă avem depășiri, unde sunt depășiri și bineînțeles că prin acest dialog va trebui, pe lângă răspunsurile cu care suntem obligați să venim în fața dumneavoastră, să vedem și ce rezolvări avem, bineînțeles acolo unde vorbim de poluare. Aproape zilnic sunt sesizări din partea cetățenilor care reclamă prezența unor mirosuri deranjante în anumite zone. Disconfortul olfactiv este uneori greu de suportat, deși reprezentanții APM susțin că nu reprezintă un pericol pentru sănătate.